Bună seara, domnul Brega. În urma filmărilor care le-ați făcut cu consiliera noastră independentă a satului Burlacu, vreau să vă dau replică. Anume, Rotaru, ca consilieră, care au fost obiecțiile ei? Să intimideze lumea când se duce în ședințele de consiliu? Obiecțiile ei la dumneavoastră sau la cine? Dumneavoastră nu sunteți membru în Consiliu, nu? Nu, obiecțiile la cetățeni, că toți cetățenii au dreptul la... Păi dumneavoastră ce sunteți reprezentant a cetățenilor, ea se referă la obiecțiile față de dumneavoastră, nu? De ce apărați toți cetățenii? Vreți dați replică pentru acuzațiile la adresa dumneavoastră, că nu sunteți la serviciu, cu o hărțuiți? Păi de la ședința și ei de Consiliu am fost să porni prima amenda mea. De la ședința și de Consiliu la care se discuta despre plantarea copacilor pe marginea drumului. Da, despre plantarea copacilor, de unde am fost, prima amendă a fost atunci în august și pe urmă au dat start la toate astea amenzele mele. Iacă pot să vă le prezint. Da, dar nu vă amendează ea, vă amendează poliția și deci poliția a găsit ceva ilegal sau ați contestat amenzele și le-ați anulat în instanță? Am contestat toate amenzele și din care am câștigat din Trânsleaga. Uitați, astea sunt amenzele mele pe masă, dintre care eu am contestat toate amenzele la timpul de față sunt contestate, din care le-am câștigat. Se admite recursul de Dirmin și Galina, vedeți aici, clar, una. A doua, se respinge nefondat recursul declarat de Rotaru Tamara, două. Iacă uitați, a treia, tot așa vă confirm prin acte, prin asta. Și e că eu sunt amendată la indicație ei, anume că ei ca consilier... Nu poate să dai indicație pentru că consilierii, cetățenii n-au control asupra poliției, ea poate solicite poliției. Sau solicită de fiecare dată pe poliția... De fiecare dată poliția din sat? Da, vin polițiștii care sunt pe sector. Și sunt amendată, dintre care poliția nu lucra la indicația ei și o vrut e, și ni s-a adresat către procuratură și ne-au făcut 12 dosare penale. Oho. Ia ca uitați, și din care le-am câștigat până la curtea de apel, se respinge inadmisibil recurs de Rotaru Tamara. Ia ca uitați, 1. Asta e 2, tot de că așa. A 3-lea de Rotaru pot încheierii. Aici e a patrulea. Ia că uitați de tot. Eu confirm prin acte, nu prin vorbi. Și că aici e a cincilea. Vedeți, aici e Rotar. Aici a dus până la curtea de apel. Dar am două din prima instanță care ele sunt irrevocabile și e totuși nu e în considerație și mă târâie prin instanță până la curtea de apel. Necătând la asta, eu am fost dat la Ministerul Sănătății, cum îi mai zice în popor, substanții, că eu nu fac lucru, că nu știu și ești. Ia că asta e decizia, v-am trimis dumneavoastră, e decizia de la substanții ca asta. Și nu a găsit nimic, dar unde este și cerere ei, că e necătând, că nu știe și în instituție, dar scrie și nu-i corect. Și nu-i corect. Uitați, e scrisul ei. Și uitați, de la sădirea copașilor am ajuns cu 8 procese verbale, contravenționale și 12 penale. Nicătând, că nu mai sunt instituții în stat unde să nu mă dat. La discriminare m-o dat, e ca este actul de la discriminare. Am câștigat și cu actul de la discriminare. Ia că uitați, asta. E tot am câștigat și de la discriminare. Am fost dată la dati cu caracter personal. Am câștigat și de la dati cu caracter personal, uitați.
Acestea sunt toate actele mele care e mătărâi prin instanță, fără de legi, fără de nica. La Consiliul Raional am fost dată, la învățământ. Nu mai sunt instituții în stat. Eu, având copil cu dizabilități, e pe mine, mă poartă prin instanță. Eu lăs copilul de unul singur acasă, el nu poate să ducă la plitca de gaz, nu poate nimic să facă, să mănânce. Și ești permite ca consilier să mă intimideze și să mă poarte prin instanță. Eu am văzut când dumneata o intimidez cu camera pe unde o întâlnești, îi bagi camera în față și o porcăiești. Nu, e trebuie să accepte, domnul Brega, că ei consiliere, ei votate da, de popor. Da, nici înjurături. Eu n-am înjurat-o, n-am înjurat-o nici într-un film, nici într-un film. Incitare la violență, că să-i dea în cap și nu știu ce, i-ați aruncat cu umbrela în cap. Nu, nu-i corect. Nu-i corect, domnul Brega. I-ați aruncat nu-i pe corect. Jos umbrela, nu-i tot aceea, i-ați distrus un bun. Eu avem găleata în mână și avem și geanta și am atins-o și asta am dat-o într-o parte, că cărărușa era foarte îngustă. Ieși, ia că uitați aici, la către Consiliu, adresează întrebarea, că este cu roșu subliniat, să fiu dat afară de la lucru. E că și face un consilier independent ca Tamara Rotaru. Nu dacă mai... are dovezi că nu ești la serviciu, că te ocupi de activism civic în timpul orilor de muncă, ea are temei să ceară chestia asta. Orice cetățean poate să ceară, cu atât mai mult un ales local. Da, dar e de unde știe e că eu în ziua și trebuie să fiu la lucru, ori nu trebuie să fiu, ori am cerere, ori n-am cerere. Păi te vede că ai ieșit cu găleata de la grădiniță, trebuie să fii la lucru, nu să îmbli cu camera. Eu, nu, domnul Brega, nu, asta era ora 7 dimineața când eram cu găleata. Era ora 7 dimineața, nu. Dar oare așa trebuie să facă un consilier în satul Burlacu, votat de popor, să intimideze lumea și să mă târâi pe instanță? Eu nu sunt ca de copilul meu, că e cu nevoi speciale, dar să umblu prin instanță. Asta e și eu. Ea se apără, ea crede că e agresată la rândul ei. Da, da, agresată. Oricine are dreptul să adreseze în instanță, nu? E corect. Și poliției și... Și fiind consilieră, egalitate și procuraturii și... Fiind consilieră, e nici nu a declarat la Autoritatea Națională de Integritate, nu și-a declarat averile. Are două case, două cote, nu a declarat nică. Ia uitați act confirmativ unde a fost amendată după 312, cod contravențional. Uitați, eu vă arăt realitatea pe masă, eu nu vorbesc vorbe goale. Eu numai prin acte confirm. Și poate o contesta după aceea și-a obținut anulare? Ce să conteste? Când a declarat averia? Procesul ăsta verbal, poate a constatat greșit. Domnul Brega, el s-a folosit de banii statului. Eu beneficiat fiind consilieră, eu beneficiat de advocat de stat, unde pune asta falsuri pe hârtie și nu declara averia. Unde acum trebuie să... N-au salarii, au niște indemnizații de ședință care îți plătesc la sfârșit. Corect, de steaua lor, ce corect, domnul Brega, dar ei trebuie și declarea. Pensia trebuie și declare. Venitul de pe două cote trebuie și declare. Tot trebuie să declare. Acolo se declară tot. Dar ei și nu au făcut. Ei iubește să spui bârfi. Prin asta... Dacă ați venit dumneavoastră și ați vedea și teatru joacă în ședințele de judecată, v-ați schimba părerea categoric față de dânsa. Toată lumea se apără cu ce poate în ședințele de judecată. Fiecare nu, dar se apără prin fapte... Nu cumva vreți să vă apere pe dumneavoastră în ședință? Nu trebuie să mă apere pe mine în ședință. E trebuie să spui cinstit adevărul, dar nu vorbi goale. Și să joacă și teatru. Dar de ce m-ați blocat de atâți ani, vă certați și nu mă lăsați nici măcar să urmăresc live-urile, video-urile dumneavoastră? V-am criticat odată și gata, m-ați blocat. Sunteți...
Asta e comunicare civilizată dacă m-ați blocat? Domnul Brega, sunteți dezblocat de la mine. Și urmăriți cu mare plăcere că nu, nimeni nu vă interzice. O să văd și cum vedeți... o să reacționați la primele comentarii, eventual critice. Păi eu o să văd. Bun. Și ce minciune o să vă mai spui și o să vă mai declare. Nu sunt unica eu persoană care de ce mă nu critică vreți să pe... participați la o discuție între ei? Nu, domnul Brega, pentru că eu sătulă din ședințele de judecat câte minciuni spune. Și nu mai am... Și ea zice că dumneata spui minciuni și atunci pe ce... Nu, ia ca uitați-vă, eu v-am confirmat printr-o masă de acte. Nu v-am făcut prin vorbe goale, nu, printr-o masă de acte. Păi și eu de la prezentă acte. Dai, mamă, care sunt actele ei prezentative? Care? De câte ori eu facem prezint... interviu, tot prezintă și ea acte, de parcă aș fi ia uitați-vă, cu piceată, cu toate cele cum privie legea. S-a terminat.